dragi telespectatoare, dragi telespectatori, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De fiecare dată mă bucur de interesul cu care urmăriți emisiunile noastre și de feedback-urile pe care le primim prin e-mail sau prin telefon. Domnul fie slăvit pentru fiecare mărturie și pentru fiecare contribuție pe care Credo TV o aduce la dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu. Astăzi, alături de mine în studio se află Perla Hădărian, o prietenă de-a mea din Târgu Mureș, care are peste 14 ani de lucrare misionară, în special între musulmani. Bine ai venit, Perla, din nou la Credo TV. Bine v-am găsit și vă mulțumesc că încă o dată m-ați invitat în emisiunea voastră. Cu drag și mă bucur să putem prezenta femei ca tine cu o experiență atât de frumoasă a umblării și a lucrării pentru împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea pentru cei care nu te-au urmărit altă dată și nu te cunosc să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre familia ta, despre Perla Hădărian, despre femeia Perla Hădărian. Da, așa cum ai spus, mă numesc Perla Hădărian. Sunt căsătorită, am o fetiță de 12 ani. L-am cunoscut pe Domnul Iisus într-un mod personal în anul 1999. A fost o întâlnire specială, cea mai frumoasă întâlnire din viața mea, cu cea mai minunată persoană, și a fost o întâlnire care mie mi-a revoluționat viața. O întâlnire cu un impact enorm în viața mea și de atunci mi-am pus viața la dispoziția Domnului, așa că am căutat să înțeleg planul Lui pentru viața mea, să fac tot ce pot ca să urmăresc să împlinesc. Și așa în anul 2000 a început aventura mea în slujire împreună cu El. Mi-am început slujirea în Dobrogea, între musulmanii turci din România. Acolo mi-am întâlnit soțul, el având aceeași chemare ca și mine, acea sensibilitate și acea compasiune pentru lumea musulmană. Acolo mi s-a născut copilul. Suntem o familie care nu facem diferență între familie și slujire. Existăm ca să slujim pe Domnul și suntem recunoscători că ne-a dat această bucurie de a fi împreună lucrători cu El. Foarte frumoase experiențe, familie, lucrare misionară, mai întâi de asta salvare, întâlnire cu Iisus, pentru că așa cum am văzut în altă emisiune și cum ai amintit și acum, nu ai venit dintr-o familie care din primii pași ai copilăriei să te fi condus într-o relație profundă cu Iisus. Tu ai întâlnit pe Iisus la vârsta de peste 20 de ani, din câte mi-amintesc. Da, chiar foarte aproape de 30 de ani și cred că singurul meu regret este că a fost atât de târziu să-L cunosc pe Domnul Iisus. Astăzi privesc la fetele tinere pe care le cunosc, care la 18, 19, 20 de ani deja iau o decizie să îl urmeze pe Domnul, nu doar în viața de zi cu zi, ci și în slujire. Și pentru mine este singurul regret că nu am putut și eu așa la o vârstă mai fragedă să încep slujirea. Dar îi mulțumesc Domnului că mi s-a arătat acest har. Venind dintr-o familie de creștini nominali, bineînțeles știam de existența lui Dumnezeu. Am fost crescută în spiritul religios al bisericii, dar niciodată nu am fost învățată că Iisus este viu și astăzi și dorește, tânjește după o relație personală cu mine. Și-am aflat asta mai târziu, în urma unei vieți buciumate, pot să zic, cu foarte multe traume, durere,
Însă atunci când l-am întâlnit pe Iisus și a experimentat dragostea ei și am putut să petrec o secundă în prezența lui, viața mea a fost transformată radical. Nu vreau să spun lucruri mari, cuvinte mari, dar întotdeauna am simțit așa o legătură între mine și Apostolul Pavel, pentru că după o viață atât de grea, după educație, multă educație primită din partea părinților, mama mea era o persoană foarte exigentă, o persoană foarte morală. Deci totul trebuia făcut ora la carte. Nu puteam și nu era voie ca să aducem motive înaintea vecinilor, înaintea cunoscuților, că nu suntem suficient de morali, de educați, de oameni cu bun simț. Lucruri care dor, lucruri care te rănesc, oameni care profită și pot aici să enumăr foarte multe lucruri pe care societatea din ziua de azi le trăiește. Atunci când l-am întâlnit pe Iisus și am petrecut o secundă în prezența Lui și El m-a atins și mi-a revelat acea dragoste care doar El poate să-ți o dăruiască, am zis, sunt aici. Deci rămâi fără replică în prezența acestui Creator, acestui Mântuitor, acestui Domn desăvârșit, dar care nu doar atât de desăvârșit în sfințenia Lui, atât de bun, atât de plin de dragoste încât se coboară la nivelul tău și este acolo prezent, prezent pentru tine. Atunci am înțeles că eu nu mai îmi aparțin mie și singura mea dorință a fost să caut și să identific planul său pentru viața mea. Îi mulțumesc pentru harul care mi l-a dat să cunosc ca și Apostolul Pavel atât de repede. Doamne, cine ești și ce trebuie să fac? Ce vrei să fac? A fost, pot să zic, controversată începutul slujirii mele, pentru că eram pe cale, să zic așa, de un an de zile. Dar a fost un an foarte concentrat. Un an în care am studiat foarte mult, un an în care m-am rugat foarte mult, un an în care am stat la picioarele Domnului și am zis, Doamne, știu că eu am fost salvată, am fost mântuită cu un scop. Știam că în momentul în care eu l-am cunoscut pe Hristos, nu este totul. Am știut că doar abia atunci începe. Și în foarte mult, foarte scurt timp am înțeles de la Domnul că m-a uns și m-a pus deoparte pentru lumea musulmană. Bineînțeles că au fost ani nu foarte ușor și nu spun asta ca și plângere, dar au fost ani în care eu am crescut cunoscându-L pe Domnul și am slujit în același timp. A fost ani în care Dumnezeu a sădit adânc în inima mea dragoste pentru lumea pierdută și am înțeles că, de fapt, asta este dorința Domnului. El a iubit și a venit pe pământ salvându-ne pentru că ne iubea atât de mult și credea că merită să moară pentru mine, pentru noi, pentru întreaga omenire și asta este dorința Lui, să iubim împreună cu El, să continue să iubească împreună cu noi pe cei pierduți. Să iubească prin noi. Da. Foarte atent am urmărit ce ai spus legat de faptul că după un an ai plecat în slujire, ți-ai identificat chemarea. Eu mă gândesc că având o vârstă, aveai 30 de ani atunci, ai spus-o chiar tu, ai avut deja multe experiențe. Ai simțit și respingere, cum ai spus, și manipulare și tot ce se întâmplă în lume
și ai putut să te pui în papucii altor oameni. Și asta cred că a fost folositor ca să-ți dai seama ce nevoi au cei care nu-L cunosc încă pe Hristos. Și acele dureri care le-ai simțit înainte, eu cred că au făcut și ele parte din pregătirea ta pentru a pleca în lucrare. Bineînțeles. După ce L-am cunoscut pe Domnul Iisus, pentru că v-am spus într-o altă emisiune că eu am avut această revelație cristică în spital, internată, după urma mai multor tentative de sinucidere, dar ultima s-a soldat cu ceva mai dramatic și mi-am tăiat venele. Mi-a fost foarte mult timp rușine de acea cicatrice, această cicatrice care se vede și eu în ziua de astăzi, și am zis, Doamne, bine, bine, sunt așa de bucuroasă că M-ai mântuit, că mi-ai dat harul acesta să Te descoper, dar îmi era foarte rușine de actul acela de sinucidere, mi-era rușine în primul rând de mine că am putut să decurg la lucrul acesta și apoi mi-a fost rușine de prietenii pe care i-am întâlnit în biserică față de prieteni care au crescut în familii de credincioși, care nu aveau experiențe din astea și poate nu așa multe lucruri de care să se rușineze sau... Dar într-o zi am avut o revelație și Domnul mi-a spus, am îngăduit această cicatrice ca în fiecare zi să poți să-ți aduci aminte de bunătatea Mea și de ceea ce am făcut pentru tine. Și El a fost și Cel care M-a eliberat de acea rușine, de acea vină. Și bineînțeles, așa cum Domnul Iisus pe cruce a luat asupra Lui toate necazurile, păcatele noastre și rănile și bolile noastre. Și din cauza asta noi nu putem nega că nu înțelege prin ceea ce trecem. Cred că și Dumnezeu, fiecare experiență negativă, să zicem așa, sau fiecare alegere care nu a fost o alegere după voia Lui, o transformă în binecuvântare. Și îmi place așa de mult o afirmație care am auzit-o de la o femeie creștină. Lasă ca mizeria ta să devină mesajul tău. Poate în engleză sună un pic mai bine. Let your message to be your message. Și lucrul ăsta m-a făcut să înțeleg că de fapt tot trecutul meu poate să fie așa o binecuvântare pentru mine, pentru a înțelege pe alții și pentru alții, pentru a vedea că este o rezolvare. Deci pentru mine este un har enorm să pot să spun omului că da, te înțeleg, am trecut și pe acolo, dar să nu mă opresc aici. Să pot să spun și cum te poți vindeca, cum te poți reabilita, că există cineva cine te poate vindeca, te poate reabilita și îți poate schimba viața. Când L-ai găsit pe acest cineva, ai găsit de fapt o nouă împărăție, așa cum ne spune Scriptura. Când L-ai găsit pe Iisus, s-a schimbat lumea din interiorul tău, dar ai găsit și în jur o altă lume pe care nu o cunoșteai înainte. Aș vrea să ne povestești un pic despre cum a fost percepția ta asupra împărăției lui Dumnezeu, cum te-ai văzut tu ca femeie în împărăția lui Dumnezeu și cum le vezi și pe celelalte femei? Înainte să-L cunosc pe Iisus, nu cred că am avut vreo percepție asupra lumii spirituale, asupra împărăției lui Dumnezeu, asupra împărăției diavolului. Dar bineînțeles că după ce L-am cunoscut pe Domnul Iisus și am experimentat puterea reală a lui Dumnezeu, am început să studiez Scriptura și să înțeleg cât mai mult că există o lume spirituală pozitivă reală și o lume negativă reală. Și aceste două lumi sunt într-o continuă luptă.
Apoi am înțeles că Dumnezeu, prin dragostea Lui, m-a câștigat din împărăția celui rău și m-a adus în împărăția Lui. Și l-am cunoscut pe El și l-am găsit pe El ca și un rege. Am știut, am înțeles că trăind într-o împărăție trebuie să urmez regulile împărăției. Îmi place mult acele versete care mă fac să înțeleg și îmi dau așa o emoție plăcută că noi suntem fiice prea iubite a regelui și că ne iubește așa de mult și că suntem într-o împărăție prințese. Dar am avut într-o zi așa o revelație a unui regat și urmărind de mici copii cenușăreasa și alte povești. Povești cu împărați, da, și cu împărați și prințese. Vedem că o prințesă nu își poate permite să trăiască și să comporte așa cum dorește într-o împărăție. O prințesă trebuie să aibă un statut care să-i aducă cinste împărăției, un comportament, o atitudine care să îi facă cinste împărăție și tot timpul trebuie să caute interesul împărăției și niciodată nu contestă cuvântul regelui. Lucrul ăsta m-a făcut să înțeleg și să-mi fac o imagine destul de clară cum trebuie să ne comportăm și noi ca și prințese în împărăția lui Dumnezeu, El fiind regele. Noi trebuie întocmai să respectăm cuvântul regelui și să căutăm folosul împărăției. Și nu putem să ne permitem să aducem dezonoare împărăție și împăratului. Acum vorbim despre un rege care are foarte mult har față de noi și suntem oameni și nu ajungem la desăvârșire. Dar cred că este foarte important să avem o înțelegere adevărată și corectă asupra împărăției, asupra împăratului și asupra ceea ce înseamnă ca noi fiind oameni răscumpărați, deveniți copii ai împăratului. Biblia ne numește regi și preoți. Crezi că se potrivește în aceeași măsură și la bărbați și la femei această titulatură? Eu cred că se potrivește în primul rând pentru că atunci când citim anumite versete în Scriptură se referă la noi ca și oameni, ca și copii răscumpărați. Nu găsim versete care să vorbească specific despre el sau ea. În ceea ce privește lucrurile spirituale. Da, în ceea ce vorbește moștenirea spirituală care o avem. Și, bine, acum poate limba română poate să ne conducă la o interpretare greșită, să spun asta, dar dacă ne gândim la alte limbi, ca limba engleză, unde nu este gen, nu la limba engleză, este la limba turcă și la alte limbi, limba maghiară, de exemplu, unde vorbim doar la un singur gen. Nu este genul. Nu este nimic, el și ea. Nu este nici el n-am și știut ea. Asta și uite că suntem aici înconjurați de cei care vorbesc limba maghiară. Și... Da. Atunci, clar, reiese de pe paginile Scripturii că se vorbește la un singur gen. Deci, nu se face diferență între bărbați și femeie. Asta este doar un lucru așa strict gramatical, să spunem. Dar sunt atâtea versete în Scriptură care ne demonstrează clar că Dumnezeu a creat femeia pentru că Adam, primul creat, a avut nevoie de femeie. Și dacă societatea are așa mare nevoie de femei, atunci cred că și biserica are nevoie de femei. Dacă familia are nevoie de femeie, înseamnă că și biserica are nevoie de femei, pentru că familiile puternice alcătuiesc bisericile puternice. Și cred că atunci când și bărbatul și femeia
într-un mod egal contribuie la lărgirea împărăției, eu cred că putem vorbi și despre un echilibru. Asta este părerea mea. Aș vrea să fii și mai concretă, fie că te folosești de versete acum sau mai târziu. Deci, suntem diferite de bărbați, suntem foarte diferite și asta recunosc și creștinii și necreștinii. Tocmai ai spus că moștenirea spirituală este deopotrivă egală, deci Dumnezeu are la fel de profunde planuri și bătălia spirituală și chemarea la toate lucrările este deopotrivă și pentru femei și pentru bărbați. Atunci, ce avem noi de făcut, prințesele? La modul concret, ce ai înțeles tu că ar trebui să facă femeile, să zicem, din generația noastră, pentru a funcționa bine în împărăția lui Dumnezeu? Eu aș vrea să spun și să, cum să zic, nu vreau să vorbesc și nu ne referim aici, în această emisiune, cred, în a câștiga egalitate, femeile cu bărbații. Nu cred că în biserică și în împărăția lui Dumnezeu se poate pune în această problemă. Eu cred că Dumnezeu ne iubește în mod egal și avem aceleași drepturi și beneficiem de aceeași dragoste din partea lui Dumnezeu față de noi femeile cât și bărbații. Dar cred că putem să vorbim despre roluri diferite. Pentru că suntem diferiți. Pentru că am fost creați diferiți, pentru că Dumnezeu a creat bărbatul într-un mod și a creat femeia într-un mod. Un exemplu care mi-a marcat mentalitatea a fost să înțeleg că Dumnezeu ne-a ales pe noi femeile să lucrăm împreună la crearea unei vieți. Nu? Dumnezeu a ales femeia, pe lume copii. Să aducă pe lume copii. Dumnezeu a ales să colaboreze cu noi, să lucreze împreună cu noi la crearea unui alt om, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă privim lucrul ăsta și îl înțelegem într-un mod fiziologic, eu cred că trebuie să-l înțelegem și pe plan spiritual. Așa cum Dumnezeu ne-a creat să fim mame, pentru că un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu are nevoie în viață și de mamă și de tată, eu cred că așa și pe plan spiritual, un om nou, născut din Hristos, are nevoie și de mamă și de tată. Dumnezeu a pus în noi calități și lucruri care nu le poate transmite mai departe un bărbat. Un bărbat nu poate să perceapă, să înțeleagă pe deplin dragostea, inima de mamă. Dumnezeu în Scriptură de multe ori se compară pe sine ca și fiind o mamă. Și cred că este foarte important ca o femeie să facă parte, o femeie spirituală, matură, să facă parte din viața unei femei noi convertite, care are nevoie de înțelepciune, are nevoie să fie învățată. Și vedem de pe paginile Scripturii, unde în Tit ne învață Scriptura ca femeile în vârstă să le învețe pe cele tinere. Eu cred că este o foarte mare nevoie în societate de femei mature, femei credincioase, femei care au înțelepciune de sus și această înțelepciune o putem să avem doar prin Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în Hristos este ascunsă toată priceperea, cunoștința și înțelepciunea. Ori dacă ne uităm la societatea din ziua de astăzi, vedem că divorțul este la prim rang, pentru că femeile nu știu să-și iubească soții, nu știu cum să-și pună prioritățile în căsnicie, în viața de soție.
nu știu cum să fie mame după cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem că o viață condusă de orice filozofie, de orice învățătură, nu poate să ducă la un final sănătos decât o familie zidită, o relație de soț, soție zidită pe cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că avem nevoie foarte mare de femei care au învățat prin relația lor cu Hristos, trăind în fiecare zi, punând accent pe cuvântul lui Dumnezeu și căutând să împlinească cuvântul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi, în rolul de mamă, în rolul de soție, în rolul de femeie în societate, este foarte mare nevoie să dea mai departe, să transmită celor care sunt în raza ei de comunicare. Să fie un canal, să fie un model, de fapt. Ai amintit foarte multe lucruri, de la priorități, slujiri, lucruri care ar trebui să le facem pentru soții noștri. Nici nu știu cu care dintre ele să continuăm, dar pentru a nu... pentru a nu lăsa o umbră de îndoială în mintea telespectatorilor noastre care poate au oftat când te-au auzit spunând despre iubirea care trebuie să le arătăm soților pentru a evita divorțurile, știm că sunt suferințe mari în căsnicii și femei creștine sau necreștine, mai mult sau mai puțin căutătoare de Dumnezeu, au de suferit din relația de familie pentru că nu întotdeauna soții știu să le respecte și să le iubească și vedem ce se întâmplă în societate. Ai putea cumva să detaliezi un pic aspectul acesta? Cum facem, chiar dacă suntem într-o situație din asta de criză și nu înseamnă că familia se rupe doar din cauza că femeia n-a știut să-și iubească soțul, pentru că poate nici soțul nu știe să o iubească. Care ar fi armele ei? Ce ar putea ea face? Vezi, aici este un subiect foarte sensibil pentru că întotdeauna fiecare situație trebuie analizată în particular și situațiile sunt diferite. Dar la modul general, aș spune, vorbind despre un cuplu format din doi oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, despre doi creștini, cred că fiecare trebuie să privească în dreptul său. Asta este cea mai mare problemă când noi încercăm să privim în curtea vecinului. Adică femeia tot timpul este cu ochii pe bărbat și preocupată de ce ar trebui să facă bărbatul pentru ea și invers. Și îți spun asta din experiență, pentru că în anii aceștia de slujire am slujit și în lucrarea de consiliere și mie îmi place să investesc în viața femeilor în relație personală de la om la om, de aproape. Și îmi place să ascult oamenii și am văzut că femeile întotdeauna vin punând problema în așa fel, în a scoate într-o umbră negativă pe celălalt. Adică pe soț, da, în cazul de față. Privind în curtea. Da, da, uite, el trebuie să mă iubească. Uite, da, el trebuie să facă așa. Și am zis, tu nu, versetul acela nu este scris pentru tine. Pentru tine sunt scrise alte versete. Ca soția să își respecte soțul, să se supună. Și acum, vorbind despre supunere, eu cred că atunci când o soție își respectă soțul, este foarte ușor să te supui, pentru că nu poți să te supui anumitor lucruri pe care nu le respecti sau unor anumitor oameni pe care, cu care nu poți. Ești de acord. Da, nu ești de acord și nu poți să-i respecti. Cred că o armă care este foarte puternică, cea mai eficientă și cea mai puternică, să zic, este rugăciunea. Eu am întâlnit situații în căsnicia mea, în relația mea cu soțul, în care nu am fost de acord cu anumite
decizii sau cu anumite lucruri sau cu anumite deprinderi din viața lui de zi cu zi. Dar am conștientizat că eu nu pot să schimb un om și conflictul acesta de voia mea și nu voia ta sau voia ta și nu voia mea nu mai există pentru mine. Eu știu că pentru mine și pentru el trebuie să conteze voia Domnului. Și trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu cu nemulțumirea mea, care poate de multe ori e mulțumirea mea, dar poate nu este un lucru greșit. Adică e bazată pe egoism pe egoism, orgoliu. Sunt foarte subiectivă, poate de multe ori, în multe cazuri. Și atunci trebuie să vin înaintea Domnului și să-L rog pe El să rezolve acea situație, acea problemă, să schimbe acel lucru, acel obicei negativ, să zic, într-un obicei bun. Dependența de Dumnezeu cred că este foarte importantă, pentru că Duhul Sfânt are rolul și dorința ca în fiecare zi să ne dea lumină și să ne călăuzească cum să vorbim, cum să ne comportăm, cum să abordăm anumite situații. Acum, bineînțeles că sunt cazuri în care soția este creștină, născută din nou, soțul nu este. Aici sunt cazuri, cum am spus, care trebuie analizate în mod particular. Bineînțeles, este foarte greu, Scriptura ne dovedește că lumina cu întunericul trăiește greu împreună. Dar este și încurajarea că dacă soțul aici, de credincios, dorește să rămână în familie, avem șanse ca el să se întoarcă. Aici cred că femeile au o responsabilitate foarte, foarte mare. Eu am întâlnit soții care nu aveau soții creștini, dar cred că aveau puțin prioritățile în neregulă. Cred că prima concentrare după relația cu Dumnezeu ar trebui să fie soțul. Pentru că un soț necredincios nu o să înțeleagă niciodată implicarea ta și slujirea ta exagerată într-o biserică, într-o comunitate, atunci când el se simte neglijat. Și cred că aici vorbește foarte clar Scriptura, că prin purtarea ei, prin dragostea ei și preocuparea ei față de el, el poate să fie câștigat. Cred că lucrurile astea sunt foarte importante. Perla, deja am început să mă încarc așa cum te-am auzit și cred că și pentru telespectatoare este foarte încurajator ceea ce spui și mai ales că unele lucruri le-ai experimentat tu personal. Aș vrea să ne mai spui mai mult despre ordinea priorităților. Cum ți-ai ales tu ca prințesă în împărăția lui Dumnezeu? Că tocmai vorbeai de niște standarde, că trebuie să ne comportăm ca prințese. Și comportamentul acesta ales presupune iertare, presupune renunțarea la manipulare. Fac o mică recapitulare la ce ai spus, că mi-a plăcut foarte mult. Și asta te costă. Adică trebuie să plătești un preț al suferinței, al omorârii eului și e foarte corect ceea ce ai spus și încurajator. Ai început să vorbești de lista priorităților. Cum vezi tu o listă corectă de prioritizare a vieții unei femei care îl onorează pe Dumnezeu cu tot ceea ce face ea? Da. Eu pot să vorbesc despre prioritățile trasate, pot să zic, prin programul meu și activitatea mea zilnică și ceea ce sunt eu, Perla Hădărean. Bineînțeles că asta variază de la persoană la persoană, la chemarea fiecăruia, dar sunt câteva lucruri generale care cred că sunt foarte importante și este foarte important că atunci când te trezești în fiecare dimineață să-ți întorci privirea către Dumnezeu și să conștientizezi că te-ai trezit la o nouă zi în împărăția lui Dumnezeu. Este un verset
pe care poate ar fi bine să-l citim din Romani 8, cred că cu 13, care vorbește despre să aducem trupul nostru ca o jertfă vie înaintea Domnului. Și aceasta este o slujbă duhovnicească. Da, să-l citim așa cum scrie. Roman 12? Da. Da. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Asta este un verset care a avut un impact enorm în viața mea și în viața soțului meu. Și am înțeles că dimineață, când începi o nouă zi, trebuie să-ți aduci aminte că trebuie să-ți aduci încă o dată pentru ziua respectivă trupul tău și toată ființa ta și tot ce înseamnă persoana ta ca o jertfă vie. Și cred că este foarte important să realizăm că Dumnezeu deja a hotărât ziua aceea pentru noi. Noi putem să alegem să umblăm, cum spune Scriptura, prin faptele bune pe care pregătite. El deja le-a pregătit. Deci ce mare binecuvântare, nici măcar nu trebuie să le pregătim, sunt gata pregătite, trebuie doar să umblăm în ele. Dar dacă nu avem bine fixată linia de prioritate, s-ar putea totuși să nu le facem bine, chiar dacă ele sunt pregătite. Da. Asta legat de ceea ce spuneai înainte. Și acum nu neapărat vorbesc despre un program fix, pentru că sunt zile de sâmbătă, duminică sau alte zile sau alți oameni care nu au un orar foarte bine stabilit, un program foarte bine stabilit pentru fiecare zi. Dar chiar dacă dimineață când nu te-ai trezit, nu vezi toată ziua derulată deja, foarte bine programată și agenda făcută, eu cred că Dumnezeu are deja pregătit orarul pentru tine. Iar Duhul Sfânt este Cel care poate să ne facă să înțelegem, să ne călăuzească. Dumnezeu poate pregăti oportunități supranaturale pentru fiecare zi, fapte bune pe care să le facem pentru semenii noștri, să putem să fim la locul potrivit, la momentul potrivit. Apoi, pentru mine ca și mamă, în fiecare zi este foarte important să-mi doresc să fiu o soție după voia lui Dumnezeu în ziua respectivă și o mamă după voia lui Dumnezeu. Ceea ce eu am înțeles în viața de slujire, nu poți să slujești alți oameni și nu poți să iubești alți oameni dacă tu nu ai învățat să îți iubești și să slujești și să iubești familia ta. Dacă tu nu ai învățat și nu ai luat o decizie și nu te-ai instruit pe tine însuți că trebuie să-ți iubești soțul și copiii și trebuie ca tu să fii o binecuvântare în fiecare zi pentru ei și să lucrezi ca bucuria lor să fie deplină atât cât te privește pe tine și partea ta pentru ziua respectivă. Asta este foarte important. Atunci când noi am învățat să aducem bucurie, să aducem echilibru, să aducem frumusețe, să iubim și să slujim familia noastră, pe cei care Dumnezeu ne-a dat direct lângă noi și avem o responsabilitate, atât de mare, da, față de ei, atunci putem să ieșim dincolo de granițele casei, dincolo de granițele familiei și să dăm mai departe. Pentru că deja suntem o mărturie bună. Da, acea slujire. Și bineînțeles că întotdeauna Duhul Sfânt va orchestra așa lucrurile încât să ai timp și pentru familia ta și pentru slujire. Vorbesc asta din experiența mea personală. Îmi place să gătesc, îmi place să calc, îmi place să fiu gospodină, să zic așa, într-un cuvânt.
dar mi-a plăcut și întotdeauna Dumnezeu mi-a dat acest har și acel timp de care am avut nevoie ca să pot să slujesc și celor de afară. Care au mare nevoie. Care au mare nevoie, da. Nevoia este foarte mare, într-adevăr, și trebuie să ne responsabilizăm. Dacă ne uităm de-a lungul Scripturii, de la început, din Geneza și până la sfârșit, vedem că Dumnezeu de-a lungul istoriei a ales femei prin care să lucreze. Pentru situații speciale, pentru lucrări speciale. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, un personaj, Estera, care mie îmi place foarte mult, acum privind dincolo de acea traumă prin care ea a fost luată și dusă la casa împăratului, un lucru care cu siguranță nu i-a picat bine și nici lui Mardoheu și nici ei, pentru că a fost, putem să interpretăm ca și un abuz, dar ea a înțeles timpul pentru care ea este acolo și ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ea. Și Dumnezeu a folosit acea femeie prin ascultare. Dacă ne uităm, poate în afară de a avut o frumusețe, poate deosebită față de celelalte femei pe care putem să o înțelegem că regele i-a remarcat această frumusețe, ea a avut și foarte multe dezavantaje, în primul rând că a fost evreică, nu? Dar prin ascultare, prin a rămâne statornică, acolo Dumnezeu a așezat-o pentru o mare victorie. Ea a fost binecuvântată cu acea victorie și nu doar ea, și poporul ei. Așa sunt foarte multe personaje. Mama Domnului Iisus, vârsta, contextul în care ea a fost aleasă de Dumnezeu ca să aducă pe lume Mântuitorul, nu cred că au fost favorabile absolut deloc pentru ea. A fost o femeie tânără, necăsătorită, ceea ce în cultura respectivă să rămâi însărcinată, necăsătorită, era ceva de condamnat, pedeapsa cu moartea. Dar ea a înțeles. Ea a înțeles și a considerat ca un har, ca Dumnezeu să o aleagă ca să aducă pe lume Mântuitorul. Așa Dumnezeu și în ziua de astăzi, și vedem și de pe paginile Noului Testament, și aș vrea să citesc câteva versete din Filipeni 3, de la Filipeni 4, de la versetul 2. Le îndemn pe Evodia și pe Sintichia să aibă același gând în Domnul. Ție, credincios slujitor, împreună cu mine îți cer să le ajuți pe aceste femei. Ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei. Deci reiese foarte clar, fără nicio umbră de îndoială, că aceste două femei au lucrat cot la cot cu Apostolul Pavel la răspândirea Evangheliei. Eu cred că Dumnezeu are chemare specifică atât pentru bărbați, atât cât și pentru femei, pentru că societatea are nevoie de femei. De femei mature, de femei după inima lui Dumnezeu, așa cum spuneam mai devreme. Și dacă ne întoarcem din nou la Scriptură, putem să vedem în Psalmul 68. În versetul 11, stăpânul a vorbit, iar purtătoarele de vești s-au făcut o armată mare. Asta este traducerea nouă a Bibliei, dar în traducerea Cornelescu se specifică foarte clar că femeile purtătoare. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Deci aici vedem clar că stăpânul a vorbit. Deci femeile nu s-au pornit de capul lor, hai să facem și noi ceva, vrem egalitate, vrem și noi să... Așa, nu, stăpânul a vorbit. Este o dispoziție a împăratului. Este o chemare, deci ele au auzit o voce, au auzit o chemare a stăpânului. Era un imperativ
cred că rostit de stăpân. Și atunci, femeile purtătoare de vești s-au adunat și au pornit cu un scop și cu siguranță la răspândirea Evangheliei, de a duce vestea bună. Ca niște luptători, ca niște oșteni. Da. Deci este clar că Dumnezeu, la fel și în femei ca și în bărbați, a echipat și a înzestrat și a pus lucruri mari de valoare, de care biserica are nevoie, de care societatea are nevoie. Apoi, dacă ne întoarcem la Proverbe 31 și vedem acolo o descriere atât de frumoase a femeii cinstite, este un proverb poate deja banal pentru anumite contexte și chiar am avut experiența când am vrut să fac referire la acest verset că nu mai vrem așa de mult să auzim ca și cum nu mai putem să ne ridicăm femeia zilelor noastre. E un standard depășit. Da, contemporane la acel standard și este depășit, nu mai este actual. Dar aici nu vorbește despre o gospodină, doar despre o gospodină, ci vorbește despre o femeie care are compasiune, are dragoste, are pasiune să slujească familia, soțul și copiii ei. Dar mai identificăm câteva versete care spun că vorbește cu înțelepciune și învățături plecute sunt pe limba ei. Asta înseamnă că Dumnezeu a înstrat-o cu o capacitate, cu o înțelepciune născută supranatural din Dumnezeu în ea, care sfătuiește, care învață. Poate chiar despre experiențele ei cu familia, cu Dumnezeu. Da. Deci în societatea respectivă în care se afla această femeie, Dumnezeu o folosea pentru a vorbi cuvântul lui Dumnezeu, pentru a transforma viețile altor femei și pentru ca într-un final Dumnezeu să fie glorificat. Apoi mai vedem un alt verset. Ea se gândește la un teren, îl cumpără, din venitul câștigat plantează o vie. Vedem o femeie vizionară, o femeie care nu vedea doar pentru ziua respectivă, o femeie cu viziune largă, o femeie care vroia să zidească, să clădească familia, să ducă familia la un alt nivel, să ducă societatea la un alt nivel. O femeie cu vise, o femeie care visa, nu? Eu cred că ea avea lucrurile planificate, cum cumpăr un teren, dacă vând, dacă câștig, iau câștigul acesta, o să plantez o vie, din vie strâng strugurii, fac vin. Deci o femeie întreprinzătoare, să zicem așa. Iar apoi spune, ea își deschide brațele pentru cel sărac și își întinde mâinile către cel nevoiaș. Deci eu mă gândesc că din rodul acelui pământ și rodul viței și aluc bunurilor materiale pe care ea le dobândea prin munca ei, prin slujirea ei, vrea să binecuvinteze pe alții, pe cel nevoiaș, pe cel flămând. Deci vedem clar o femeie care, pe lângă a fi gospodină și a-și zidi familia, o femeie care vroia să aibă impact în societate și care vrea să conducă societatea și comunitatea la cunoașterea lui Dumnezeu. O femeie implicată. Da. Și care și-a luat rolul în serios. Mulțumim, Perla! Am ajuns la finalul emisiunii noastre, dar sperăm să ne revedem și în alte emisiuni, mai ales că acum ai venit mai aproape de casă și sper să fii un pic mai disponibilă decât înainte pentru a aduce aceste frumoase învățături care merită să fie auzite. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă rog ca Dumnezeu să fie glorificat prin toate aceste emisiuni și să putem să proclamăm că într-o zi slava lui Dumnezeu va umple pământul. Așa să fie. Mulțumim frumos pentru gândul tău bun și pentru tot ceea ce ești tu. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun ca și concluzie la cele prezentate în această ediție. N-aș putea decât să spun
să fim femei implicate. Și pentru domnii care ne urmăresc, nu am decât rugămintea să le susțină pe femei ca să fie implicate în felul în care vrea Dumnezeu și acolo unde El a pregătit fapte bune care să se întâmple și lumea să fie schimbată. Să fiți binecuvântați, sănătoși și să ne revedem cu bine la ediția următoare a emisiunii Pentru Noi Femeile, peste o săptămână. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.